Pentru cei care poate nu știți, eu și familia mea, de ceva timp, suntem vecini cu Ionatan, cu Anastasia și cu ceilalți copii ai lor și frața lui Ionatan. Aseară m-am întors târziu de la aeroport și era trecut de 12 noaptea. Și când m-am apropiat de casele noastre, am văzut la Anastasia că toate luminile erau aprinse. Foarte multe gânduri mi-au brăzdat mintea și inima în momentele alea. Și cel puțin un gând s-a proiectat foarte adânc în ființa mea și n-am putut să scap de el. Am adormit într-un fel cu el și m-am și trezit cu el. Într-un fel, până să ajung aici la amvon, m-a luptat să nu vi-l spun. Dar cum n-am putut face față de aseară, nici acum nu pot. În mintea mea a zburat o frază. Nici nu știu cât este de drept să o spun. Dar cam asta era fraza. Ce bine era dacă era și el. M-am trezit dimineață auzind foșnetul de mașini. Și aceeași frază mi-a brăzdat ființă. Ce bine era. Am venit pe drum cu mașina dinspre Beclean, spre nuntă, și am făcut pentru a doua oară în viață o rugăciune care, într-un procent foarte mare, nu știu cât succes are. Cred că mai mult n-are. Știu că prima dată am făcut-o cu ani în urmă, când l-am pierdut și eu pe tata. Și mă întorceam de la evanghelizare și atât de dor mi-a fost de el, încât m-am dus pe deal, lângă Beclean, și am făcut o rugăciune pentru prima dată. Am zis, Doamne, știu că nu-i biblic până la urmă, nu știu, dar te rog frumos dacă tu poți să-i dai o secvență lui tata despre mine, despre ce fac eu. Nu să fie fericit în cer, că în cer e fericire deplină. Dar pur și simplu aș vrea să vadă asta. Nu știu ce a făcut Dumnezeu. Oricum eu am avut un moment de liniște și de pace sufletească după rugăciunea asta. Azi dimineață pe mașină am făcut în dreptul lui Ionatan aceeași rugăciune. Doamne, s-ar putea o secvență? Nu știu. V-am spus la multe nunți, chiar aici în Bistrița, cât de important și cât de mare miracol sunt acești preiubiți părinți, prețuiții. Suntem aici la această frumoasă nuntă și de-aia m-am ferit de gândul ăsta, că n-am vrut să tai atmosfera, dar până la urmă eu cred că dincolo de toate trebuie să fim oameni reali, exact cum suntem. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă câteva gânduri care vreau să le împart cu voi, Ionatan și Iulia. Și am numit aceste cuvinte și aceste gânduri familia în trei cuvinte. Din, în și datorită. Cu toții ne dorim ca Ionatan și Iulia să fie fericiți și să fie binecuvântați. Toți ați spus-o asta, o mai spun și eu odată, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Țin foarte mult la ei, deși poate nu întotdeauna mă exprim. Îi văd așa și eu, ca și pe copiii mei, și o să vreau să fiu mereu aproape de ei și am și șansa asta, fizic vorbind. E foarte important de unde se formează o familie. Și aici iese în evidență valoarea alegerii. La fiecare nuntă ne uităm. Ba în biserici, ba pe stradă. Și toată lumea are același gând. Și aceeași turare, și aceleași vise se împart. Uneori mă uit la nunț, la oamenii care sunt și văd pe unii că plâng când sunt cântări despre un vis. Pentru că probabil sunt oameni a căror vise au pornit așa și s-au rupt, s-au frânt, s-au destrămat. Și când îi văd că plâng, bănuiesc că ceva e la mijloc. Toți care pleacă în căsnicii pleacă cu vise frumoase, cei care sunt normali. Dar nu toți reușesc. Și atunci
mânat de Duhul lui Dumnezeu, de dimineața asta când m-am trezit, Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit în inima mea, încă o dată, adevărul Scripturii, e foarte important de unde se formează familia. Și cred că noi trebuie să ne adunăm, indiferent din ce biserică venim și ce gândiri am adunat în vreme, noi trebuie să ne pliem pe Sfânta Scriptură și să spunem răspicat, tare, așa cum a vorbit și Costel, în principii, nu în povești imaginați și fantezii. Familia creștină trebuie să fie formată din poporul lui Dumnezeu. Și cei care credeți, spuneți amin. M-am întrebat, o fi atât de valoroasă treaba asta, mirele și mireasa să vină din poporul lui Dumnezeu? Și mi-am adus aminte de Avram. Același capitol 24 din care a citit și Costel în dimineața asta. El era înspre bătrâneți. Știa că nu mai are mulți ani pe pământul acesta. Și în versetul 2 spunea cuvântul Domnului, Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, vino și fă ceva azi, pune-ți, te rog, mâna sub coasa mea și te voi pune să juri pe Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului. Aici vine dorința extraordinar de adâncă a unui tată. Te rog să juri pe Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul căreia eu locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns, poate femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Atunci nu o să ai alternativă, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis, să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminției tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Amin. Ionatan, știi și tu, și mai știm și noi, dorința extraordinară pe care a avut-o tatăl tău. Pentru ca tu să alegi o fată din poporul lui Dumnezeu. Și aici sunt toți părinții martori. Nimeni, niciun părinte de aici nu poate gândi diferit de Avram. Nu pot să cred asta. Și că toți în rugăciunile pe care noi le facem de devreme înainte să vedem pe fiica noastră sau pe fiul dumneavoastră că deja ajung la o vârstă în care trebuie să fac o alegere. Eu știu că vă rugați și dacă n-ați făcut-o rugați-vă, decât sunt poate preadolescenți, spuneți lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, ajută fiica mea și fiul meu să se îndrepte, Doamne, și să se aleagă un tovarăș de viață din poporul Tău, Doamne, pentru ca familia să fie familie și să spunem toată biserica, amin. Într-o lume în care influențele sunt din ce în ce mai mari și din ce în ce mai puternice, cei care vin la altar aici să fie fii și fiice, mântuiți și salvați de Domnul, oameni care sunt născuți din nou și care au făcut legământ cu Domnul în apa botezului, și care vor să slujească pe Dumnezeu cel Sfânt și adevărat. Îl văd pe Avram că reacționează, spune, nu pot să suport asta. Să nu cumva să împomenești mie Egiptul sau alte popoare, nici să n-aude asta. Eu știu și cred în Dumnezeul care mi-a promis mie că mă va binecuvânta. Dumnezeul care a binecuvântat pe tatăl tău și pe Anastasia, Dumnezeu care a binecuvântat părinții mei și părinții voștri și bunicii voștri, Dumnezeu care v-a binecuvântat părinții voștri, stimați tineri, Dumnezeul acesta este un Dumnezeu viu și adevărat. El trimite îngerii săi, El se implică. Suntem la rusalii, Duhul Sfânt a coborât, Duhul Sfânt e în adunare. Duhul Sfânt e în noi, Duhul Sfânt e în casele noastre. Duhul Sfânt este o realitate, aleluia. Și Duhul Sfânt călăuzește. Și Duhul Sfânt lucrează. Și Duhul Sfânt ne va da călăuzirea necesară tuturor care credem în Dumnezeu, ca pentru fii și fiicele noastre să fie parteneri și tovarăși de viață din poporul lui Dumnezeu, din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Dacă alții gândiți altfel, este ziua când să renunțați, este ziua când Duhul lui Dumnezeu și puterea Evangheliei să vă taie inimile împrejur. Nu se poate altfel! Asta e gândirea biblică! Asta e gândirea taților adevărați! Nu este o gândire materialistă, nu este o gândire umanistă, nu este o gândire după principiile lumii, este o gândire biblică totală. Am spus acolo Avram, dacă mor peste o oră, peste două, peste o zi, eu vreau să mor liniștit. Eu vreau să plec acasă la Domnul liniștit că fiul meu Isaac va fi împreună cu o femeie, cu o persoană care vine din poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu te va călăuzi și Dumnezeu te va îndruma și Dumnezeu a făcut-o.
Și Dumnezeu este martor, Ionatan, că Dumnezeu ți-a dat o fică din poporul Dumnezeu. Și dacă așa a fost, a stat până la 4 dimineața la rugăciune, și dacă așa a fost că Duhul Sfânt a venit peste ea și a botezat-o cu Duhul Sfânt și e botezată în Duhul Sfânt, toată adunarea spunem de rusare, trăiască Domnul în veci. Domnul în veci, de ce să ne fie jenă, de ce să ne ferim? Poporul lui Dumnezeu este botezat cu Duhul Sfânt al Dumnezeu și Dumnezeu să aducă altar la altar. Bărbați și femei, tineri și tinere, care să fie toți botezați și umpluți cu Duhul Sfânt. Spunem toată adunarea, amin? E sărbătoarea Domnului astăzi. Și în timp ce predic aici, mă rog Duhul Sfânt să coboare peste Ionatan și Iulia. De ce să facem din nunți un fel de ceremonie? De ce să nu credem în puterea lui Dumnezeu? De ce să nu credem în Biblie? Că Dumnezeul Scripturii este între noi în dimineața aceasta. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Îl aud pe Dumnezeu vorbind prin Avram. Să nu care cumva să te gândești, fată, fecioară, băiatule, flăcăule care ești aici, să te îndrepti inima și privirile spre persoane care nu aparțin poporului Dumnezeu. Să nu care cumva, dacă sunteți aici în sală, cu ocazia anunții lor și binecuvântării lor, Dumnezeu să te oprească. Uită-te în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu te va călăzi pentru a întâlni o ființă care aparține poporului Dumnezeu. Familia creștină, în trei cuvinte. Primul, din. Alegeți un tovarăș de viață din poporul lui Dumnezeu și o tovarășă de viață din poporul lui Dumnezeu. Din toată inima, încă o dată, slăvit să fie Domnul. În urmă cu o săptămână, cei care au fost la întâlnirea pe care am avut-o cu tinerii la Beclean, v-am citat un pasaj din Scriptură, făcând același lucru pe care îl fac azi, dorind să trezesc mintea a zeci, poate peste 100 de tineri care au fost acolo, citind pasajul acesta în aceeași idee. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci Pavel pune câteva întrebări de logică absolută. Pentru că acest gând pe care mi l-am exprimat din partea lui Dumnezeu, îl așez, pe o logică pe care Pavel a spus-o și a plasat-o prin câteva întrebări. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Și am întrebat pe tine în biserică. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Și toți mi-au zis la unison, niciuna. Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? I-am întrebat, se poate? Când întunericul apare la orizont, lumina dispare. Când apare lumina, întunericul pleacă. Ele nu stau împreună, sunt despărțite. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Toți tinerii au spus, nu se poate. Am zis, voi încercați să-L sfidați pe Dumnezeu? Să spuneți că puteți să stați împreună, că de fapt vă înțelegeți extraordinar, că aveți legături sufletești fantastice, că unul crede în Dumnezeu și în Biblia întreagă și unul crede într-un set de Biblie sau în nimic? Se poate să fiți împreună, se poate să aveți legături, se poate să stați împreună? Sau ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură este într-un credincios și un necredincios? Sau cum se împacă templul Dumnezeu cu idolii? Cum poate să, că și noi suntem templul Dumnezeului celui viu? Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul lor. De aceea ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, eu vă voi fi Tată și voi veți fi fiși și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Și toată adunarea spune, aleluia! Meditați la asta. Familia creștină în trei cuvinte. Familia creștină e familie creștină pentru că ea se încheagă, se așează, se dezvoltă din poporul Dumnezeu. Și în toată splendoarea acestui cuvânt spun încă o dată, slavă lui Dumnezeu în veci. Un al doilea lucru care vreau să spun este acest cuvânt în. Familia creștină vine din poporul Dumnezeu, dar ea nu are dreptul să se așeze într-un anumit tipar pe care îl poate culege în scurgerea vremii. Într-un tipar, nu știu, de la țară, de la oraș, modern, într-o extremă sau altă. Poate tipare din familie nu sunt toate perfecte, dar vă aduc aminte, Ionatan și Iulia, precum tuturor care suntem aici, familia creștină trebuie să se așeze în Hristos. Și să spunem toți, amin. Pentru că dacă Ionatan și Iulia vă așezați în Hristos, familia voastră va fi o familie puternică. Spunem toată adunarea, amin. Sunt foarte multe familii slabe. V-am mai spus aici că am un coleg și un prieten, îl știți și dumneavoastră, care ori de câte ori vorbesc cu el la telefon îmi spune, Gabi, încheie cam așa, fii puternic, că e plină lumea de slăbălogi. Fii tare!
Ionatan și Iulia, fiți o familie puternică, că e plină lumea de familii slabe. Credeți-mă, plină! Dar cum vor reuși ei să fie o familie puternică? Trebuie să ne arătăm mușchii? Puterea unei familii este forța banului, vă întreb pe dumneavoastră. Puterea unei familii este forța inteligenței soțului sau soției? Până la un punct, da, mai încolo, nu. Apostolul Pavel se repriază. El care a fost un filozof, el care a fost un om extraordinar, care a studiat foarte mult, se repriază și spune așa, adunând toate într-o esență și spunând, eu pot totul, spuneți dumneavoastră, spune Ionatan și Iulia, unde? În Hristos care El mă întărește pe mine. Credeți că Ionatan și Iulia va fi o familie puternică în Hristos? Credeți că ei vor rezista la toate vânturile care vor veni peste casa lor în Hristos? Glorie Domnului! Ceea ce dă putere familiei este așezarea și centrarea familiei în Hristos. Apoi, familia în Hristos este o familie în care Dumnezeu va avea grijă să le împlinească toate nevoile care sunt după voia lui Dumnezeu. Și spunem toată biserica, Doamne, fă lucrul ăsta, amin. Mergem în Ioan, în capitolul 15, unde Iisus Hristos vorbește despre a fi în El și a fi centrați în El și spune în versetul 7, dacă, și aici vă așez pe voi, dacă Ionatan și Iulia rămâneți în Domnul și dacă rămân în voi cuvintele Lui, cereți orice veți vrea și El vă va da. Spunem toată biserica, amin? Știți de ce mă tem eu? De tot felul de filozofii care uneori se predică la nuntă. De tot felul de lucruri mărunte care spun, dacă faci așa, dacă faci așa, dacă te învârți, învârți acasă. Cred că ar trebui, în sfârșit, să ne scuturăm de toate aceste lucruri care n-au prea multă valoare și să venim să ne așezăm într-o simplitate absolută pe Scriptură și să credem 100% că ce spune Biblia este adevărat. Spunem amin. Le-am spus bisericii din Dej joi seara, anticipând rusalile. Și am citit în Ioan capitolul 7. În ziua cea mare a praznicului Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cineva crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum zice Scriptura. Și am zis, ce filozofie să fac eu la textul ăsta? Câți teologi să aduc aici să trec pe fiecare părinț să-și pună părerea lui despre treaba asta? Și câți ar trebui să ne oprim să spunem da? Iisus a spus în picioare, ridicat, a strigat tare ca să se audă că e important și a zis, cine crede în mine și însetează după mine, eu îi voi da niște râuri de apă vie și vor curge din el asemenea râuri de apă vie pentru că asta spune Scriptura. Dacă asta spune Scriptura, am zis cu toată biserica, slăvit să fie Domnul. Așa va fi. Și am întrebat, credeți voi că puteți inunda spiritual Dejul? Și a uitat la mine speriat. Păi am zis, dacă este un râu din matcă, numit Someș, Dejul este inundat. Dar dacă ies 250 de râuri în Dej, este inundat spiritual sau nu? Și ei s-au uitat toți la mine și a zis, cred că da. Dacă din fiecare din voi curge râuri de apă vie și e posibil dacă ești însetat și crezi, vorbea de Duhul Sfânt lucrul ăsta, se întâmplă o inundată spirituală în Dej, se întâmplă o inundată spirituală în Bistrița, se întâmplă o inundată spirituală în Beclean, se întâmplă o inundată spirituală în România, încât toate canalele știri trebuie să vuiască că Dumnezeu prin Duhul Sfânt la Rusalii a inundat România, pentru că din mii și sute de mii de oameni din viețile lor curg râuri de apă vie, pentru că asta spune Scriptura. Vă întreb biserica din Bistrița, credem noi în Biblie? Dacă rămân în voi cuvintele Domnului, dacă rămâneți în Domnul Iisus Hristos, El vă va da tot ceea ce cereți, pentru că veți cere totul după voia Lui fiind în El. Și Dumnezeu va da binecuvântare clar pentru Ionatan și Iulia. Și de-abia aștept împreună cu părinții, cu toți care suntem aici, să-i vedem plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu peste viețile lor. Și suntem toți într-un unison. Amin, Doamne ajută-i! 3. De ce este important să rămânem în Hristos cu familiile noastre? Pentru că lumea este tristă. Foarte tristă. Și foarte multe familii, Ionatan și Iulia, sunt triste. De aceea mulți, când este vorba de familie, nu mai rezistă, pentru că acolo sunt foarte multe lucruri adunate, care adună multă tristețe. Și într-o lume foarte tristă, în care centru, celula de bază acestei societăți, familie, este tristă și dezorientată, dezorganizată, ruptă, fărămițată. Ce o să facă Ionatan și Iulia? Ascultați-mă,
Dacă ei rămân în Hristos, se întâmplă, versetul 11, din același capitol 15 Ioan, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie, spuneți dumneavoastră. Cum să fie bucuria lor? Și bucuria voastră să fie deplină. Aleluia! Pentru că Dumnezeul și Hristosul în care eu cred și dumneavoastră, sper, nu lucrează niciodată cu jumătăți de măsură. El nu se încurcă cu mărunțiși. Hai să fac familia asta numită Ionatan și Iulia, Gavrilaș, să-i fac așa să mai simtă și ei din când în când bucurie. Hai să cumva să peticim așa viața lor, spune Domnul, și să poată să-și târască și ei crucea până la capăt. Eu cred în Biblie. Dumneavoastră? Dacă vor rămâne în Domnul, bucuria Domnului va fi în ei și Dumnezeu va avea grijă. Hristos, care vorbi, va avea grijă. Ca bucuria lor să fie deplină. Doamne, dă-le-o și dă-ne-o și nouă. Sunteți aici o familie care nu aveți bucurie deplină? Întrebați-mă în această dimineață în cine sunteți așezați. Și în ce sunteți centrați ca familie. Și veți înțelege de ce bucuriile noastre sunt bucurii trecătoare și efemere. Pentru că nu sunt legate de Hristos și de cer și de veșnicie și de tot ceea ce este El. Și atunci avem o problemă pentru că trăim cu femeile noastre într-un relativism numit lume. Dar dacă noi trăim centrați în Hristos, vorbim de resursele nelimitate care sunt în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în Tatăl și în Duhul Sfânt și în Biblie. Și toată biserica spune, Doamne, dă-le tuturor și celor doi bucurie deplină astăzi. Amin. În cercul nostru de prieteni, s-a materializat și s-a fixat încet o frază. Cel care a provocat-o este aici în dimineața. Nu îi spun numele că nu i-ar plăcea. A spus, aproape de orice subiect discutăm, ajungem la concluzia acestei fraze. Nu există pachetul complet. Ceva tot timpul lisește. Când e una sau 99, un punct nu merge. Și am ajuns să ne convingem că nu există în lumea asta pachetul complet. Și cred că până la un punct, vă citesc și pe dumneavoastră pe fețe, că v-ați așezat și voi lângă, și dumneavoastră lângă grupul nostru și ați zis, da, aveți dreptate. Nu există pachetul complet. În dimineața mea asta, stimat prieten, stimați prieteni ai mei, apropiați, și stimați prieteni largi astăzi, în dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu mi-a zis că n-am dreptate. Că există totuși pachetul complet. Vreți să aflați asta, Ionatan și Iulia? Eu am fost stupefiat, prima dată am zâmbit și după aia m-am bucurat foarte mult. Coloseni, capitolul 2, versetul 9 și 10. Căci în El, că aici suntem la punctul ăsta, familia în trei cuvinte, în El, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea lui Dumnezeu, adică în Hristos. Versetul 10. Pachetul complet, să-l țineți minte. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și a oricărei stăpâniri și toată biserica spunem amin. Și toată biserica spunem amin. Și toată biserica spunem amin. Noi, voi, dumneavoastră, voi toți, dacă vreți să vă alipiți și să vă centrați în Hristos, avem totul deplin în El. Aleluia! 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 Acesta este Hristos omul. Domnul să vă ajute să rămâneți în El. Pachet complet. Nu se poate mai mult. Și vreau să închei cu punctul 3. Din, în și datorită. Datorită alegerii biblice din poporul lui Dumnezeu a tovarășul și tovarășei de viață, datorită centrării vieții noastre în Hristos, datorită acestor adevăruri fundamentale în care ne mișcăm, cei care dorim să ne mișcăm, Dumnezeu face niște minuni extraordinare în familiile care se încheagă în asemenea condiții. Aici am spus lui Costel pe bancă, mi-a luat versetul, l-a citit din Geneza 24. Pentru că mă pregăteam de zilele trecute să-l spun. Știți care este binecuvântarea pentru cei doi și pentru orice familie? Că datorită acestor două puncte, Dumnezeu mângâie în familia care se încheagă și vindecă durerile din trecut și rănile din trecut. Și mă rog din toată inima, Domnul, să vă binecuvântez. Datorită că Avram
S-a rugat lui Dumnezeu ca Isaac să aibă lângă el o tovarășă din poporul lui Dumnezeu. Isaac a fost mângâiat pentru pierderea unui din părinți, pentru mama sa. A fost mângâiat în familia centrată în Dumnezeu și în Hristos. Eu sunt convins, Ionatan și Iulia, că voi veți găsi în familia voastră vindecare pentru sufletele voastre. Și Dumnezeu să vă mângâie și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am văzut familii care s-au adunat în aceste două adevăruri, care au venit și au avut în spate un trecut nu prea bun. Au venit din familii în care unul dintre cei doi n-au fost iubiți, sau amândoi, și n-au știut să fie iubiți vreodată. Și când s-au întâlnit împreună, în Hristos, acolo și-au găsit dragostea și iubirea și liniștea pentru viețile lor. Am văzut tineri care au venit dintr-o viață de singurătate, din familii dezorganizate, în care a fost violență, în care au fost foarte multe lucruri care n-are rost să le pomenesc, și și-au găsit unul în celălalt, în Hristos, împlinirea, liniștea, și și-au găsit unul în celălalt, partenerul acela potrivit, pentru a scăpa de viața de singurătate și de dezorganizare de care au avut parte. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile care sunt în adunare. Am văzut tineri care au venit cu răni în suflet adânci, s-au căsătorit și în cadrul familiei lor, în scurgerea anilor, Dumnezeu le-a dat o profundă vindecare. Și sunt familii sănătoase în biserici, pentru care îl lăudăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Eu vreau să mă opresc aici. Familia în trei cuvinte. Din, în și datorită. Aș vrea, Ionatan, să te binecuvânteze Domnul ca și cap al familiei. Vreau să închei așa mai în zâmbet. Cu ani în urmă cineva, auzeam în preajma mea că toți ziceau lui Ionatan Măru. Și prima dată nu m-am prins. Și am zis, bă, de ce o fi zis ei lui Ionatan Măru? Măru în sus, Măru în jos. După aceea mi-am dat seama că de fapt Măru este legat de numele lui, pe care i-au pus cei doi părinți, Ionel și Anastasia, Ionatan. Adică un soi de măr. Care este un soi foarte bun, foarte delicios, și Dumnezeu să te ajute, Iulia, să te înfrunți din mărul acesta, care nu va fi un fruct oprit pentru tine de data asta, și împreună să fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Nu știu o poreclă pentru Iulia, dacă o știam, o dădeam pe țeavă acum la final, dar poate că bisețenii o știți. Oricum, Dumnezeu pe Ionatan și Iulia să-i binecuvânteze astăzi și Dumnezeu să le dea roade. Spuneți amin? Pentru că am și eu în curte un măr Ionatan. Este cel mai frumos. Are cea mai frumoasă coroană. Are foarte multe mere pe el. Dumnezeu să binecuvânteze pe Ionatan, pe Ionatan și pe Iulia cu foarte mulți copii și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Să fie niște părinți roditori, foarte puțini. Amin, da, Domnul să-i binecuvânteze, zic eu, amin. Pentru că ce-i mai frumos decât copiii ăștia minunați, valorile astea care se plimbă în preajma noastră și în casele noastre. Noi ne rugăm la anunț, Doamne, dacă a fi voia Ta să le dai copii, dar e voia lui Dumnezeu să le dea copii, stați liniștiți, nu există dacă. Asta e așa. Domnul să binecuvânteze toate familiile din Bistrița, Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile care sunt astăzi aici și în mod special, încă o dată spun din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze pe Ionatan și Iulia, toate rudenile și pe voi toți. Nu uitați, din, în și datorită va fi drumul spre marea voastră fericire și Domnul să ne ajute și pe noi să trăim, să-i vedem fericiți și împliniți la casa lor și să spunem din toată inima, Dumnezeu a avut dreptate, este da și amin. Amin. Amin.